Topirea zăpezilor va aduce o creștere a numărului de dosare de daună pe care le vor avea de rezolvat asigurătorii. Cele mai multe cereri vor fi înregistrate pe clasa auto, dar și pe locuințe, bunuri și cereri de despăgubire a polițelor de răspundere civilă. În cazul locuințelor, asigurătorii se așteaptă la daune cauzate de greutatea stratului de zăpadă, fie de dimensiuni mici daunele, precum, să spun, o terasă avariată, sau de mai mare amploare, precum în cazul locuințelor îmbătrânite. În ceea ce privește răspunderea civilă, este un alt risc de sezon prin pagubele pe care se pot provoca terților. Mulți proprietari iau totuși măsuri de prevenire prin afișarea unor mesaje de avertizare, dar aceasta nu exonerează totuși în cazul în care s-ar întâmpla ceva. Pe segmentul auto, riscul de ciocniri ușoare se produce cel mai frecvent, însă unele urme sunt mai puțin vizibile și de aceea foarte multe daune probabil că vor fi raportate odată cu îmbunătățirea vremii și nu au fost raportate încă.